Hello, hello, bine v-am regăsit, dragii mei raci. Dacă aveți ascendentul, luna natală sau poate pur și simplu zodia rac, aceasta este etalarea lunii iunie pentru voi. Hai să vedem în primul rând energia generală pentru raci în iunie. Este o energie foarte puternică, vreți să realizați foarte multe lucruri în această lună. Sunteți interesați de comunitatea voastră, vreți să aduceți mari schimbări în jurul vostru, sunteți extrem de motivați, vă văd foarte, foarte motivați să schimbați ceva, să îmbunătățiți ceva, poate în cartierul vostru, în comunitatea voastră, în cercul vostru de prieteni. E o lună ideală pentru toți racii care vor să facă acte de caritate, care vor să facă voluntariat, care vor să se implice mai mult în comunitate. E o lună ideală pentru racii care vor să intre în politică. Văd că o să aveți foarte multă susținere. Iar pentru racii care sunt pur și simplu dedicați carierei, care vor să evolueze în carieră, vor o promovare, o mărire de salar, vor să fie văzuți mai bine, poate vor să schimbe jobul, să schimbe locul de muncă, v-aș recomanda să apelați la prietenii voștri, să apelați la toată rețeaua voastră de cunoștințe, de relații, să apelați la oamenii care vă cunosc, pentru că aceștia vă pot recomanda un job la care voi să aplicați, să mergeți la interviu și efectiv să vă atingeți țelurile în carieră. Apelați la prieteni cu încredere, la toată rețeaua de prieteni, fiindcă nu știți cine a auzit de un loc de muncă, cine a auzit că se angajează la o anumită companie, cine poate să vă dea CV-ul în mâinile corecte, ale persoanei corecte, care să vadă în voi potențialul care într-adevăr este acolo și să vă angajeze să porniți pe o nouă direcție în carieră, pe o traiectorie foarte benefică pentru voi, pe o traiectorie cu foarte mult succes la capătul drumului. Dar atenție, dragii mei raci, acum în iunie e doar începutul drumului. Hai să scoatem și niște cărți de tarot, să vedem niște clarificări aici pentru raci, pentru luna iunie. Ok, avem treiul de monede, o carte de colaborare, o carte de învățare care mi-arată că poate mai aveți și lucruri de învățat ca să vă atingeți țelurile în carieră. Cu regina asta de cupe, nu vă lăsați păcăliți, să spunem, de emoțiile voastre, de emotivitatea voastră, că s-ar putea să fie de fapt cel mai bun aliat al vostru. 6 de săbi, clar, racii se îndreaptă într-o direcție nouă în luna iunie. Spânzuratul se finalizează aici, o perioadă de blocaje pe sectorul ăsta al carierei voastre, și hai să vedem cum se finalizează blocajele. Ok, cu 10-le de săbii. Nu e ușor, nu e ușor, pentru că o să treceți prin niște transformări foarte importante. Văd o etapă transformațională în viața voastră, în special, repet, pe sectorul ăsta de carieră. Dar hai să mergem un pic mai în detaliu. În primul rând o să vorbesc cu acei raci care sunt tineri, elevi, studenți, sau care acum vă pregătiți să intrați oficial pe piața muncii, da? Poate încă n-ați avut primul job adevărat, ați avut doar niște locuri de muncă din astea temporare. Treiul de monede îmi arată că cel mai bun lucru pe care puteți să-l faceți pentru cariera voastră este să vă terminați studiile. Dacă nu ați luat încă diploma, certificatul care să vă ajute mai întâi în carieră, faceți acest lucru în luna iunie. Finalizați tot ce puteți să finalizați. Trageți tare aici cu toate forțele voastre, cu toată puterea voastră, și fiți foarte atenți la profesorii voștri, la mentorii voștri, pentru că acolo s-ar putea să întâlniți o persoană care efectiv să fie o persoană formatoare pentru cariera voastră, care să vă ajute foarte mult să evoluați mai apoi în carieră. Bun, asta în special pentru cei tineri. Acum pentru cei mai maturi, mai în vârstă. Dacă vreți acea mărire de salar, vreți acea promovare, vreți să treceți la nivelul următor în cariera voastră, gândiți-vă la ce cursuri puteți voi să faceți. Și sunt o grămadă de cursuri absolut gratuite pe internet. Trebuie doar să vă interesați de ele. Puteți să le faceți cu ușurință.
Google au o grămadă de certificări gratuite pe care le puteți face sau, dacă vreți să și primiți certificatul, e o sumă modică, e ceva gen sub 40 de euro de plătit dacă la finalul cursului vreți să și primiți certificarea respectivă. Prin urmare, posibilități sunt cu nemiluita în jurul vostru, trebuie doar să identificați cursul potrivit care, de fapt, să vă dea certificatul sau să vă dea abilitățile necesare ca voi să puteți să treceți la următorul pas în carieră. Nu știți exact în ce direcție să vă întrebați? Vorbiți cu prietenii voștri. Apelați la cercul de prieteni. Cereți sfatul unor prieteni, în special dacă aveți prieteni capricorni, vărsători sau în zodia pești. Pentru că oamenii ăștia vor ști exact ce sfat să vă dea care să vă și ajute în acest proces de transformare și de evoluție. Vă ziceam aici cu această regină de cupe să nu cădeți pradă propriei voastre emotivități. Și cum faceți asta? Cum vă țineți emoțiile sub control dacă, spre exemplu, aveți de dat un interviu sau dacă trebuie să susțineți o lucrare de diplomă sau aveți un examen oral sau poate chiar și un examen scris? Cum nu cădeți pradă emoțiilor fiind pregătiți? Asta ne arată aici și acest 6 de stăbi, o energie mentală. Trebuie să vă pregătiți pentru orice posibilitate și atunci emoțiile voastre nu o să vă controleze, ba dimpotrivă o să fie cel mai mare aliat al vostru și o să reușiți să vă îndreptați cu mare rapiditate într-o zonă mult mai stabilă pentru voi. Voi mergeți acum către mai multă stabilitate, și stabilitate emoțională, și stabilitate fizică, și stabilitate financiară, din toate punctele de vedere. Ce vă stă în cale ca să ajungeți la această stabilitate e acest blocaj care îl aveți aici intern. De ce aveți blocajul ăsta? Pentru că au fost aici o serie de lucruri care n-au ieșit așa cum v-ați dorit voi, o serie de planuri care nu s-au materializat, o serie de promisiuni care au fost rupte, o serie de dezamăgiri. Asta văd aici pentru voi. Ați avut o serie de dezamăgiri și acum întrebarea se pune ce ați învățat din toată această experiență, fiindcă această energie de aici de pe final poate foarte ușor să fie interpretată într-un mod negativ, mai ales când nu mai aveți de acest 10 de săbi, toată lumea zice, vai, săbile astea înfipte în spate, ce carte urâtă, ce carte nasoală, și poate că în urmă cu 2 luni așa v-aș fi dat dreptate. Dar s-a întâmplat aici o schimbare, exact această deblocare pe care o cere spânzuratul. Eu am trecut prin momentul acesta cam în urmă cu 2 luni și știți ce am realizat atunci? Că spânzuratul poate fi, zecele de săbi, poate fi interpretat în 2 feluri. Fie ca o foarte mare trădare, că cineva va înfipta aceste 10 săbi în coaste și va lăsat acolo suferind, asta e o variantă perfect validă, dacă asta vreți, să mergeți tot din rău în mai rău, rămâneți cu mindset-ul ăsta, rămâneți cu mentalitatea asta. Altă variantă de a interpreta acest 10 de săbi este să ne uităm la aceste săbi ca la niște ace de acupunctură. Aici nu v-a trădat cineva, ci pur și simplu vă realinează energia, vă face un tratament de acupunctură, ca să puteți să mergeți mai departe, să fiți, de fapt, pe traiectoria corectă pentru voi și să nu mai rămâneți blocați într-o situație care e, la urma urmei, de compromis. Fiindcă, dragii mei raci, vă rog, fiți onești cu mine, voi acum sunteți într-o situație de compromis. Nu sunteți într-o situație în care sunteți mulțumiți, dar nici nu vreți să renunțați la situația asta, pentru că contrariul sau alternativa, să-i spunem așa, este destul de înfricoșătoare pentru voi. Aveți teama asta de necunoscut, dar știți ce îmi arată aici necunoscutul ăsta? Știți ce îmi arată aici cărțile de tarot? Că ceea ce vă așteaptă în viitor, odată ce vă luați destinul în mâini și alegeți să vă deblocați din situația asta de compromis, e mult mai benefic decât situația aceasta în care sunteți acum și care nu vă mulțumește pe de-a-ntregul. Concluzia, dragii mei raci, să nu vă fie teamă de schimbare, ba dimpotrivă, îmbrățișați schimbările și transformările din viața voastră, că vă vor duce într-o zonă mult, mult, mult mai benefică. Bun, și înainte să finalizăm etalarea pentru raci, vreau să vă scot și
o carte din aceste carturi de înțelepciune, un ultim mesaj, ca să finalizăm așa etalarea cu dreptul, să începeți luna într-un mod optimist și cu toate uneltele de care aveți nevoie ca să aveți succes. Bun, hai să vedem pentru raci în luna iunie ce ar mai trebui să auziți. Să țineți minte, dragii mei raci, că sunteți conectați cu tot ce e pe acest pământ. Sunteți conectați cu întreaga planetă, cu întreaga viață, cu toată energia din jurul vostru. Pot contribui fie la distrugerea planetei, fie la vindecarea ei. Exact ce vă ziceam aici cu acest 10 de săbii. Puteți să vedeți această carte ca o trădare sau puteți să o vedeți ca un tratament alternativ. Da? În fiecare zi aleg să-i trimit planetei energie iubitoare. Eu aș menționa aici că ar trebui să vă trimiteți și vouă înșivă această energie iubitoare. Ceea ce fac cu mintea mea chiar face o diferență. Da? Rețineți asta, dragii mei raci, în luna iunie. Perspectiva voastră, felul în care voi analizați realitatea din jurul vostru, felul în care voi percepeți lucrurile care se întâmplă în jurul vostru, asta este cheia succesului pentru voi. Că același eveniment puteți să-l percepeți ca cel mai nasol lucru care vi s-a întâmplat vreodată sau ca întâmplarea cea mai fericită sau, hai să spunem, neapărat cea mai fericită, dar o întâmplare neutră, punct, care pe urmă pune în mișcare o serie de evenimente care vă duc către cel mai mare succes din viața voastră. Din păcate, să-i spunem așa, tot ce vă povestesc eu acum, voi o să vă dați seama doar retroactiv. Doar peste câteva luni, uitându-vă înapoi în urmă, o să vă dați seama de adevărul, de veridicitatea cuvintelor mele. Sper că nu o să fie prea târziu și sper că nu o să ratați acest moment în care efectiv vă puteți recalibra mintea și de acum înainte, peste tot unde înainte ați fi văzut doar tristețe și durere și nemulțumire, să vedeți doar oportunități, ocazii și șanse pentru creștere în viața voastră. Bun, dragii mei, cam astea au fost mesajele pentru voi pentru luna iunie. Sper că v-a plăcut această etalare. Ne revedem și săptămâna viitoare cu horoscopul optimist de început de săptămână. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like, iar dacă nu sunteți încă abonați canalului meu de YouTube, ce mai așteptați? E gratis, nu vă costă nimic. Pa, pa!